Astăzi a sunat clopoțelul pentru aproximativ 3 milioane de copii. Unii încep grădinița, alții abia capătă statutul de elev, iar cei mai mari își revăd colegii. Până la viitoarea vacanță de vară urmează 36 de săptămâni de cursuri, teme și testări. Aflăm detalii de la corespondentul ProTV Liliana Curea. Liliana, bună ziua! Bună ziua, Alexandra, bună ziua, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, începutul de săptămână a fost cu emoții pentru milioane de elevi, dar și pentru părinților, iar cei mai emoționați au fost, așa cum era de așteptat, bobocii de la clasele pregătitoare. Reprezentanții educației au luat și ei parte la festivitățile de deschidere, dar trebuie să precizăm că au fost în unități proaspăt renovate, acolo unde lucrările s-au terminat. Din păcate, însă, tabloul nu arată la fel de bine peste tot. În toată țara avem sute de școli care nu au primit avize sanitare de funcționare. Situația cea mai neagră este, așa cum spunea și ministrul educației, în Moldova, în județe precum Galați, Vaslui sau Suceava, dar și în Harghita sau în Gorj. Vorbim în special de zone unde nu există apă curentă sau canalizare. În București, 45 de școli au început anul fără avizele sanitare, dar principalele probleme aici sunt neterminarea lucrărilor de consolidare, lipsa cadrelor medicale sau neigienizarea. Anul școlar vine și cu modificări pentru elevi și se referă aceste modificări la examen. Pentru cei care vor intra la liceu va conta în proporție de 75% media de la evaluarea națională și 25% media de claselor 5-8. O altă modificare îi vizează pe liceeni. Simulările pentru bacalaureat nu vor mai fi susținute doar în clasa a 12-a ca până acum, ci și în clasa a 11-a. Deocamdată atât de aici. La revedere! Pe sub podul de flori, bobocii din Timișoara învață prima lecție. Țineți ritmul și pasul și încercați să-i ajungeți chiar și înălțați pe vârfuri, pe seniori. Clasa a 9-a Filologie 2, diriginte profesor Mihai Filip. La Brașov, griji mari pentru cei care au intrat în clasa 1, mai ales că nici azi, de față cu dascălii, părinții nu se abțin să-i tăscălească. Nu știu cum se va comporta diriginta cu mine. Dacă ea va respecta tot ce i-am spus noi, va fi ok. Toți piticii au stat smirnă cât domnul polițist, care n-a învățat suficient poezia, le-a citit de pe foaie. Pentru bune și urâte de succes tuturor celor care încep azi nou an școlar. Și la București, elevii de la clasa 0 ascultă prima oară imnul, încercând să rezolve o problemă urgentă. Ce fac cu florile? Când le dau doamnei? Și mai ales, unde dispar părinții după ce îi lasă pe mâna învățătoarei? Iată, a sunat clopoțelul. Adică, oficial, s-a pus capăt vacanței. Școlarii se pomenesc deja pe bănci cu manuale, semn clar că nu e de joacă. Îi ajută enorm să știe că nu doar ei sunt la început. Eu sunt Ghenache Maria, sunt profesor pentru învățământ primar. Pentru mine este primul an în această școală. Da, un pic emoții. Le-a dat acum și ce ne face? Vă ascult pe doamna învățătoare. Cred că o să citesc. Însingurați sunt însă cei proaspăt înmatriculați la grădiniță. E valea plângerii în grupa celor de 3 ani. Mama! Mă lăsați aici! Prichindeii nu înțeleg și nici nu acceptă exilul la care i-au condamnat până la prânz părinții. Este prima dată când am grădiniță? Pe scurt, din 20, doar 3 s-au oprit vremelnic din plâns, cât să-și tragă sufletul.